Salut, Dorin Fain, și bine v-am la un nou episod de FIFA 20 Pack Opening, primele de la Division Rivals și FUT Champions, premii care o să fie super mega forță, pentru că băieții de la eSports au dat drumul la robinet, ceea ce înseamnă că o să primești ceva mashcare. Ideal, dacă se poate, domnilor, să dați și mie un toti. Cristiano Ronaldo, Mbappe, Messi, este ok oricare dintre ei, domnilor. Chiar și un habar n-am ce ar intra în echipa asta, dar probabil un, nu știu, un CDM mai bun decât unul dintre Henderson și Nenia. Am vrut să zic ante SN sau un left back mai bun sau habar n-am. Cam asta ar fi ideea. Dacă vă place seria, nu uitați să apăsați și butonul de like. Foarte important să vă abonați și legendar de important să-mi dați un follow pe Instagram. Dacă vreți să cumpărați un joc de pe G2A, aveți linkul în descriere. Mersi, fain. Bun. Am făcut gold 1. Am tras pentru gold 1 doar pentru că știu că pachetele 100.000 anul trecut mi-au dat chestii șmechere, gen în perioada asta, și mă aștept să fie la fel. Că nu. M-am zis, o deschis ăștia robinetele și let's go time. Ok, nimic. Lăsați și voi un comentariu cu ce ați primit la pachete, în cazul în care ați făcut și voi pachete din astea. Gen icon pack-uri și nebunii. Am zis că fac, că deschis un icon pack, nu știu dacă am zis. În fiecare săptămână până expiră asta și, nu, până mai am coin și fac câte un icon pack. Division Rivals ar trebui să am rank 2. Cel puțin teoretic. Și rank 2, nice, bun. O să fie iar pachete din astea cât de cât ok, Mega Pack și Rare Player Pack. Tot ce mă interesează să pice rating cât mai mare ca să pot să bag la următorul Icon Pack. Sau un jucător formidabil pe care să-l bag în echipă. Și asta este bine, domnilor. Hai să dăm la Mega Pack. Și primul Mega Pack este Cărnaț Cooper. Let's go time. Dacă nu-i sclipicios, nu prea are rost. Bun. Sper să mai bage ceva din astea cu player pick-uri, alea îmi plac extrem. Mi se par și super bune pachetele. What? Ce-am făcut? Bă! Nu știu ce-am activat acolo, ceva cu club item. Habar n-am ce-am făcut. Da, ok. Nu simt și eu problemă, domnilor. Rare player pack-ul din mijloc. Te rog frumos, măcar minim boards, domnilor. Minim boards? Hai, special, special. Nu-i special, dai boards măcar. Și este chiar o nana. Let's go. 85. În perioada asta 85-ul ești nebun. Dublu walkout. Bun. Ia de curios să văd dacă urmați prețurile sus. Oh, 2 de 85. Forță rău, frate. Da, mă, n-o fi antenă. Deci e scump extrem, extrem. Orice jucător a ajuns la un preț nebunie. Și ăștia de 82 e scump. Anul trecut pe vremea asta un 82 era 700 coins. Bine, poate nu chiar 700, dar nu era mare diferență oricum. Doar în prezent totul este scump, ceea ce nu e rău. De asta am și făcut, cum am zis, gold 1. Ca să-mi dea pachetele alea de 100.000 cu jucători grămadă. Mega Pack-ozaurul. N-au cum să fie 2 Mega Pack-uri slabe. E sclipicios, mă? Nu e sclipicios, holy spanac. Deci 2 Mega Pack-uri pârjales. Jiru. Ok, viața cu lui, dar în China sau Japonia, ceva pe acolo. Bam, 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 bam. Bun. Rare player pack, ultimul. Să fie oare pachetie șumechere rare player pack-urile sau, sau. Ok, scripicios. Hai mă cu specialul. Aaaa, bă, spanacozaure. Italia. CM, Jorginho, probabil, da. 83. Ciudat. Sper că nu modifica iar ăștia pachetele. Că săptămâna trecută din pachete pârjale s-am primit destul de multe chestii șmechere. 3 team of the season la un moment dat într-un singur pack. Opa. Asta nu să-l bag sus. O să-mi dau seama după pachetele 100.000. Dacă la pachetele 100.000 nu-mi dă minim un jucător special, atunci e cam pârjale-s, domnilor. Campeones, 2 player pick-uri, 2 jumbo rare, 50.000 de biștari și recalificarea. Bun, trebuie să fie peste 90 garantat parcă aici și din ligile gen mari, Anglia, avioane, mașini. Te rog frumos, dă-mi un jucător pe care să-l bag în echipă, atât. Nu trebuie mai mult de atât. Sau rating mare să-l bag la SBC. Ok. Eduard, cred că l-am mai prins pe ăsta dată, da? Problem, 4 cu 4.
N-arată rău cardul, sincer, dar n-am ce să fac cu el. Va intra la SBC. Celtic Français, Arlevo. Cristiano Rona. Ok. Smaldini și Aouar. Din nou, doi jucători pe care n-am cum să-i folosesc altfel decât la SBC. Și cred că le-au pe Aouar, că probabil îl integrez mult mai lujur într-o echipă. Trox cu Bemes. Hai. Da. Gol 1. Nu știu ce să zic. Parcă l-am mai bine la gol 3. Da, să zicem. Nu este nicio problemă, domnilor. Qualification-ul. Vanghelii. Recalificați și hai să-i dăm să sară. Măcar Icon Pack-ul ăla sper să fie cât de cât. Până un altă, lăsați un comentariu. Ce credeți că o să pice la Icon Pack? Sper să nu fie din nou Spania, Italia sau Anglia. Chiar nu m-ar deranja un moment Essien, dacă tot mi-a dat Essien din un spart. Ok. Minim boards. Na, un blyer la pachete. Brazilia, goalkeeper Neto. 85 din nou, super forță, dar cardurile speciale o cam plecat din câte văd. Săptămâna trecută ați văzut la premii. Mamă, ok. 383, not bad. Deci săptămâna trecută, și pe moșul basic. Respect. Forță așa. Și pentru a treia oară, săptămâna trecută am luat carduri grămadă speciale. Săptămâna asta, spana când cu rugul. Hai, n-are cum să nu fie minim board și la asta. Evident. Hai mă, cu special. Ăla-i toti. Dar ce e ăsta, bă? A, nu-i Team of the Season. E de la... Am uitat cum e cel ăsta. ST. Future Stars. Malen. Asta parcă are 2 sau 3 weeks, dar nu sunt asta sigur. E ok, un walkout până la urmă. Din nou. Resurse pentru SBC. Pentru următorul Icon Pack, mai exact. Oho, forță. Da, 20.000. Da, 3 weak foot. E ok, domnilor. E okay. Oh, și încă un 83. Bă, nu sunt așa groznice pachetele. Gen ca și resurse. Evident, așteptam un pic la mai mult. Cardul un pic mai șmecher și mai multi speciale, dar e ok și așa. 92 plus Team of the Season player. Ce ați primit la pachetul ăsta? Prezic că o să-mi dea un portar, ceva gen maximum Zomer. Haide, să nu fie Zomer, să fie un jucător forță. Este chiar Neymar, nu pot să... Hai, și ne-am trezit și este Davis. Ok, uite pe ăsta pot să-l bag în echipă. Deci cred că mi-afectează un pic echipa, dar ăsta e top practic pentru echipă. Mă, mi-l afectează pe ăsta pe brazilian. Asta chiar e forță. Deci pe ăsta am vrut să-l cumpăr. Ce era discuția între ăsta și ăla pe care l-am eu. Am uitat cum îl cheamă pe Gigea. Not bad, un card fine. Un jucător formidabil în realitate. Da. 4-4, hai. Nu prea ce să-i reproșez cardul, adică arată genial. Poate un pic composure la 84, un pic cam mic pentru un Team of the Season. Da, numai, cum am zis, mi-l afectează pe Gigel ăsta. Cred că i-a luat pe ăsta pe Vendel. Intra perfect acolo. Da, așa de dragul acestui clipozaur. Mamă, Golovka a ratat penalti. Deci ar intra Blăniță, dar mi-l sparge pe Gigel. Trebuie să văd dacă reușesc cumva să fac o manevră, nu știu cum. Nici așa nu-mi convine, sincer. Așa, mi le sparge oricum pe ăsta. Da, posibil să joc așa, să văd un weekend league. Nici nu știu câte weekend league-uri mai avem de jucat, dar ok. Momentan nu las aici până ia Vendel. Mi se pare un card formidabil, deci e ciudat de bun cardul ăsta și face gen intervenții fără ca eu să-l controlez, ceea ce mi se pare din nou ciudat, dar e ok. Vom vedea, oricum trebuie să mă uit pe Footbin să văd statisticile la ambele carduri și acum este momentul pentru Icon Pack-ozau. Te rog frumos, dă-mi un Icon Pack, un Icon bun. Îs mulțumit cu Essien, dacă nu-l dai pe Essien Moments, I'm good. Sau, nu știu, Petit Moments, nu știu dacă e bun.
Dar oricum un card din ăsta care să-l bagă în echipă totuși. Sau uite, mamă, deci Roberto Carlos. Dăm Roberto Carlos, nu mai comentez nimic. Absolut nimic. Te rog frumos, Brazilia. Let's go time. Haide. Lăsați și voi un comentariu cu ce ați primit la Icon Moments, dacă ați făcut. Hai, Gicule. Te rog, Brazilia. Germania, n-are ce să zice bun. Numai dacă e Mataus cumva, dar nu cum să zice. Hai, bala. Oare win? Nu-i win, arată rău cardul, gen Gullit Gang. Dar să fiu oare mai bun decât Henderson? Să zic cât e sens, de fapt, pe Henderson trebuie să-l păstrezi în echipă ca să-i dea full la... Am uitat cum îl cheamă, la Vardy. Mamă, deci Matau să-l băgam în locul este în clar. Spanac. Acceleration 83, 85, sprinții, dar are agility și balance gen direct camion, ești în punct. E curios cât costă. 950, no, e umflat prețul, n-are cum. Adică nu văd din ce cauză ar costa așa, mă. Oh, medium high, ok. Și 4 cu 4. E tanchetă ce-i drept. Dar nu știu, mi se pare gen că nu prea merită banii, adică Mother Flower. Clar nu e un jucător rău, dar pana. Nu-mi dau seama, o să mă uit pe Footbin să văd istoricul la preț. Și uite, defending-ul nu-i legendar, adică să zici, mamă, frate, nebunie. Dacă ar fi să-l compar cu Henderson, pe hârtie arată mai bine Henderson. Nu știu cum e treaba in-game. Dar Henderson arată, nu știu, mi se pare că arată mult mai bine decât ăsta. Decât Balak. Și shoot-ul și cam tot. Hai zicem work rate-ul, că îl are medium high și stă mai mult în defensivă, dar pana. Și acum întrebarea e, o fiu are mai bun decât SN? Tocante mie să zic. Agility balance nici la asta nu e formidabil, dar defending-ul mi se pare mai bun. În schimb ăla are shoot și pase parcă mai bune. În fine, o să mă uit eu după aia. Ok-ish, gen. Not the best, not the worst, dar mă așteptam un pic așa la ceva mai forță. A, oh, uite-l pe Mataus, mamă, ce forță era asta când pica. Și tot ce mai era și ăsta lor. Deci ăsta era un fel de SN, dar mai bun. Cu shoot și pase. Ăsta chiar ar fi fost forță rău. În fine, e ok și așa. Domnilor. Dar nu-l văd pe ăsta, cred că nu-l văd de ochi. Da, în fine, cam ăsta o spec opening-ul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dacă găsiți ceva interesant pe canal, abonați-vă. Și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!